și domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Necenzurat. Sunt Alina Radi, iar în această seară l-am alături de mine pe domnul Sorin Maxim, primarul comunei Bănișor. Domnule primar, bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. O să încep mai întâi cu o scurtă prezentare a comunei Bănișor. Este o comună din județul Sălaj, situată în depresiunea Șimleului. O suprafață aproximativă de 32 de kilometri pătrați. Este alcătuită din trei localități, Bănișor, care este satul reședință de comună, Ban și Peceium, sate componente ale comunei. Populația totală a comunei este de aproximativ 2000 de locuitori, peste 99% români și undeva la 0,20% de etnie maghiară. Economia comunei, ca și în multe alte cazuri, este preponderent agrară, cu producții însemnate în special la culturile cerealiere. Mai putem spune că folclorul, obiceiurile tradiționale și, de ce nu, hărnicia și ospitalitatea localnicilor fac din comuna Bănișor un areal atractiv din punct de vedere turistic. Domnule primar, am făcut o scurtă prezentare a comunei, acum să ne focusăm pe persoana dumneavoastră. Sunteți primarul comunei Bănișor, primul mandat din partea PSD. Cum e la primul mandat? E greu? V-ați lovit de multe situații necunoscute? Destul de dificil. Provocările sunt multe. Provocările sunt plăcute. Am lucrat în primărie și înainte fiind consilierul primarului. Cunoșteam cât de cât problematica cu care se confruntă primarul unei comune, dar în momentul în care ești tu pus să gestionezi aceste probleme, este un pic mai dificil. Situația e mai diferită, chiar dacă știați dinainte problemele. Decât de a le observa de pe margine, ca și la fotbal. Ați știut, și asta a fost un avantaj, faptul că știați problemele comune exact. Nu v-ați lovit de ceva nou, erau lucruri pe care le-ați în mare măsură le cunoșteam, da. Aveți un consiliu local foarte bine reprezentat, foarte colorat, da. Cu consilieri din partea tuturor partidelor mai importante, PSD, PNL, ALDE, PMP și așa mai da. Departe. Vreau să vă mai întreb ceva, ca să punctăm și acest aspect, că tot am făcut prezentarea comunei. Câte unități de învățământ avem? În comună avem două școli care funcționează. O școală are personalitate juridică, școala din Bănișor. În această școală funcționează clasele 5-8 și o grupă de grădiniță, iar în localitatea Peceiu funcționează clasele mici, de la pregătitoare până la clasa 4-a și o grupă de grădiniță. V-am întrebat acest lucru pentru că eram curioasă cât tineret mai există în comună. Știți că e o problemă în Sălaj. Tineretul se împuținează văzând cu ochii în comunele sălăjene. Domnule primar, care sunt principalele investiții pe care ați reușit să le aduceți, să le faceți la Bănișor până acum? În anul 2017 am depus la Ministerul Dezvoltării solicitări de finanțare pentru 5 proiecte. Din cele 5 proiecte au fost aprobate spre finanțare 4 proiecte. Valoarea totală a acestora este de aproximativ 3 milioane de euro. Pe ce se axează aceste proiecte? Ce ați drumuri, reabilitare dispensar uman, racorduri și branșamente în localitatea Peceiu, plus o extindere la cele două rețele pe străzile unde aceste rețele nu există și cel mai componenta majoritară în suma aceasta, deci cel mai scump dintre proiecte, este un proiect major pentru comună, asfaltarea străzilor, aproximativ 10 km și realizarea unui pod. Valoarea este de 10 milioane de lei noi. Vorbeați de asfaltare. În momentul în care acest proiect va fi implementat, va deveni realitate, cam cât la sută din drumurile din comună vor fi asfaltate? Eu estimez că undeva la 95%. Deci localitățile Bănișor și Ban s-a și început, aceste localități s-a început lucru. Urmează să fie asfaltate, rând pe rând aceste străzi. Podul la care făceam referire este în lucru. În această vară va fi finalizat. Tot pe parte de infrastructură. Și aș mai adăuga aici. Urmează să fie asfaltate și străzile din localitatea Peceiu, dar în primul rând trebuie să realizăm racordurile și branșamentele pentru cetățeni, la cele două rețele de apă și canal. Menționez aici că în localitatea Peceiu avem rețea de apă și canal realizată pe măsura 322 fonduri europene. Și
Profitând de oportunitatea fondurilor guvernamentale, Programul Național de Dezvoltare Locală, am depus proiect pentru realizarea acestor racorduri și branșamente pentru cetățeni, pentru a-i degreva de o cheltuială suplimentară. Sunt lucrări destul de scumpe pentru a fi realizate de cetățeni în regie proprie, să zicem. Cu bani din propriul buzunar. Da. De ce, așa, în procente, cât la sută din comună beneficiază de canalizare, apă și canalizare? Păi, la acest moment, nefiind făcute racordurile și branșamentele la cele două rețele, acestea nu sunt funcționale. Urmează a deveni funcționale. Rețeaua de apă, spre exemplu, este prevăzută cu cijmele stradale. După realizarea legăturilor spre gospodăriile cetățenilor, acestea vor deveni funcționale, urmând ca rețeaua să fie predată spre compania de apă, demersurile care sunt uzuale în cazul acestor investiții. Ce alte proiecte mai aveți? Am achiziționat un buldoescavator. Este un proiect depus pe fonduri europene prin GAL Poarta Transilvaniei. Comuna Bănișor este membră, partener în această asociație. Am beneficiat din partea investitorului, să zicem așa, de 50.000 de euro. Diferența până la suma necesară pentru achiziționarea utilajului fiind asigurată din bugetul local. Este vorba de un total de 353.000 de lei. Utilajul are lamă de dezăpezire, tocător pentru vegetație și cupele aferente. Și în acest fel nu veți mai fi nevoiți să apelați la nimeni pentru astfel de servicii? Da, utilajul fiind nou, în garanție, să închiriem, o să-l avem noi în patrimoniul comunei. Prin acest proiect am angajat inclusiv să angajăm un om la gospodărire. Am reușit cu greu, după 3 încercări, să găsiți pe cineva? Să găsim pe cineva, da. Tot pe fonduri europene, un proiect, eu îi spun, inedit. A fost o bătălie destul de mare pentru obținerea acestor finanțări. Este Wifi4EU. La acest moment am semnat contractul pentru realizarea rețelei respective, urmând ca în această vară să fie realizată investiția. Unde? În care dintre localități? În fiecare localitate vor fi montate puncte de acces, așa se numesc, în centrul localităților, în zona căminelor, unde cât de cât tinerii se mai adună, mai socializează. Cu bicicletele. Alte proiecte majore mai aveți în desfășurare? Sau am reușit modernizarea iluminatului public. Am început această acțiune în 2017, parcă prin realizarea unui studiu de fezabilitate, din care a reieșit necesarul de corpuri de iluminat. Bine, un minim, loc de mai bine clar este. Întotdeauna există. Da. Anul trecut a fost realizată această investiție de la un număr de 275 sau 85 de corpuri existente, le-am suplimentat cu 100. Deci am ajuns la 375-85 de corpuri. Și vorbim despre o tehnologie nouă, modernă, care va aduce facturi mult mai mici. Din studiile realizate de noi, comparativ facturi din fiecare lună, ianuarie cu ianuarie anul trecut, februarie cu februarie, a reieșit o economie de peste 1000 de lei. În fiecare lună? În fiecare lună. Și la acest moment iluminatul public funcționează inclusiv pe timpul nopții. Înainte, pentru a face economie, la ora 1 se stingeau becurile. Asta înseamnă un grad de siguranță mult mai mare pentru da, cetățeni. Da, și de confort implicit. Pentru că e mult mai ușor de supravegheat ce se întâmplă în comună. O siguranță pentru se simte cetățeanul mai confortabil și mai bine văzând aceste becuri funcționând. Dumneavoastră sunteți un primar aparte. Știți că în campania electorală toți cei care candidează vin și promit foarte, foarte multe lucruri. Dumneavoastră la Bănișor nu ați promis nimic și cu toate acestea ați primit votul oamenilor. Nu am promis aceste lucruri despre care discut acum. Lucrând în sistemul public, am înțeles nevoile și dificultățile în a realiza ceea ce îți propui. Vă dau un exemplu. În aceste zile se finalizează licitația pentru proiectul prin care se vor realiza racordurile și branșamentele în localitatea Peceiu. A fost o licitație foarte dificilă. În aceste zile am semnat raportul procedurii, urmând a fi comunicate rezultatele către firmele care au participat, câștigător sau necâștigător.
La această licitație, la prima licitație organizată pentru acest obiectiv de investiții, nu a participat nicio firmă. Deci, cu noroc, putem spune, la a doua licitație s-au înscris două firme. Probabil lipsa forței de muncă, dificultățile care apar în a găsi persoane care să muncească, se răsfrâng și asupra firmelor și asupra noastră ca și reprezentanții administrației publice locale. Ca și beneficiare a acestor lucrări, practic. Deci în contractul de finanțare l-am semnat în 23.03.2018 și la un an și ceva, un an și o lună, am reușit să finalizăm licitația. Este o perioadă lungă, dar cu aceste probleme ne confruntăm. Până la urmă nu este o situație singulară, multe administrații locale. Discut se și cu alți colegi și întâmpinăm aceleași dificultăți, deci nu sunt specifice doar comunei Bănișor, toți primarii se plâng de aceleași probleme și dificultăți. Cu toate că n-ați promis nimic, aveți acolo o listă întreagă de proiecte și mai aveți un an și jumătate aproape de mandat. Ce urmează? Ce mai aveți în plan? Doresc în primul rând să pun în operă ceea ce mi-am propus. Aceste proiecte aș dori să le duc cât mai departe. Și normal să profit de eventualele oportunități de finanțare care se vor ivi. Eu sper că se va mai ivi câte ceva pentru a putea aplica sau depune proiecte de finanțare. Vă referiți la fonduri europene sau europene, guvernamentale? Mai degrabă guvernamentale. Exercițiul financiar din fonduri europene este aproape de final. Nu știu câte fonduri mai sunt disponibile, dar fonduri guvernamentale. Mai degrabă am ajuns să încurajez beneficiarii privați, agricultorii, să acceseze aceste fonduri, pentru că consider că nu doar comuna, primăria trebuie să se implice și să acceseze fonduri de orice natură, ci și cetățeanul, omul de rând. În acest scop, în acest an, în urmă cu câteva săptămâni, am avut un consultant la primărie prezent pentru a treia oră în comună pentru a explica eventualilor beneficiari ce au de făcut pentru a se putea apropia de aceste fonduri europene. Fonduri europene pe partea agricolă pentru a-și dezvolta afacerile? Da, este vorba de măsura 6.3, sub măsura 6.3, prin care se oferă 15.000 de euro din partea Uniunii Europene. Există potențial în comuna dumneavoastră pentru așa ceva? Da. Dacă nu aș considera că există, nu l-aș invita pe respectivul consultant la discuții cu cetățenii. Și dacă tot am ajuns în zona asta, care e situația terenurilor? Știm că la nivel național și în Sălaj, în foarte multe unități administrativ-teritoriale, există o problemă cu actele pe pământurile oamenilor, în special în extravilan. Da, și la noi, și noi ne confruntăm cu această situație, noi și cetățenii. În acest scop am semnat cu oficiul de cadastru contract de finanțare în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară și am demarat cadastrarea. Când ați reușit să semnați acest contract? Păi am semnat, în fiecare an am semnat contract de finanțare și aici întâmpinăm dificultăți în a găsi experți topografi cu care să încheiem mai departe contractul de servicii, de lucrări. Sunt foarte ocupați, foarte greu să găsim. La acest moment sunt în lucru 3 sectoare cadastrale, câte unul în fiecare localitate, în diferite stadii. Am întâmpinat dificultăți în a afla proprietarii terenurilor. Unii au decedat, alții sunt plecați. Cam despre ce suprafețe este vorba, aproximativ? Suprafețe. Avem sector și cu 600 de parcele. Deci unul mai mic, mai mare, nu sunt toate la fel. Sunt extravilanul localităților, sunt în lucru. Acolo sunt de obicei cele mai multe probleme, în extravilan, pentru că în intravilan rezolvă. Da. Ce aveți în plan să faceți în viitorul apropiat la Bănișor? Avem o colaborare. Ne-am asociat mai multe comune într-un ADI, ADI Barcău, pentru a introduce gazul metan în comunele partenere. Este vorba de comunele de pe Valea Barcăului, începând din comuna Marca Ip și ajungând până în comuna Bănișor. Suntem foarte avansați din discuțiile avute cu alți colegi.
Rezultă că acest ADI este cel mai avansat în demersurile pe care le face. Suntem incluși în programul sau în proiectul prin care va fi adusă apă de la Tarnița în județul Salaj. Este unul dintre cele mai mari proiecte de investiție care se vor derula în județ. Comuna Bănișor are o contribuție la acest proiect de aproximativ 44.000 de euro. 2% din investiția care se va realiza pe teritoriul UAT-ului suntem obligați să o suportăm noi din bugetul local. Că tot ați adus vorba de bani. Cum reușiți să gestionați bugetul local? În primul rând, șansa pe care o avem sunt aceste fonduri guvernamentale sau europene. Acum mă refer mai mult la fondurile guvernamentale asigurate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL, deoarece sumele mai mari ne vin de aici. Din bugetul local nu am putea să realizăm aceste investiții. Cu taxele și impozitele, ați reușit să le colectați? Reușim într-un grad destul de bun. Am încercat să numărim aceste taxe pentru a nu pune o presiune mai mare pe cetățean. Consider că este indicat să colectăm ceea ce ne propunem, nu să stabilim niște taxe și impozite care ulterior nu vor putea fi colectate. Să le faceți mai mari și să scadă numărul celor care le pot plăti. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Dacă au rămas lucruri nespuse la capitolul proiecte și investiții, ar mai fi un proiect foarte important. În 2017 am reușit achiziționarea de la cultul greco-catolic a căminului și terenului aferent din localitatea Peceiu. Iar la acest moment există o documentație depusă la CNI pentru realizarea unui cămin nou în această localitate. Este vorba de un cămin cu o suprafață de peste 1000 de metri pătrați. Și ar fi un cămin cultural sau ce ar găzdui cămin această cultural, construcție? Cămin cultural. Care ar putea găzdui evenimentele culturale din comună? Da, în localități, în Bănișor și în Peceiu avem constituite asociații ale fiilor satului, ar fi un punct de întâlnire și pentru aceste asociații, de exemplu. Un loc unde să-și desfășoare activitatea. Da, sau pentru diverse, sărbări școlare, știu eu. Este un proiect la care țin foarte mult. Aștept cu nerăbdare să se materializeze. Chiar în aceste zile am avut discuții cu responsabilii pentru județul Sălaj din partea CNI-SA și lucrurile avansează. Un termen aproximativ? Având în vedere că investiția se realizează de către CNI, nu pot să mă pronunț. Inclusiv licitația va fi realizată de către această instituție. Am înțeles. Domnule primar, mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră și pentru invitație. La Necenzurat. Doamnelor și domnilor, revenim după o scurtă pauză de publicitate cu alt invitat.